și ne cufundăm în vibrația monotonă a uniformității, impasibil la miracolul, magia și sincronicitatea tuturor existențelor. Atunci când vă lăsați învăluiți de miracolul clipei, se stabilește o conexiune plasmuită cu maestrie de divinitate în care toate sunt cu putință. Fie ce icoană vă poartă dincolo de prag, vă deschide poarta spre divin. Prin frumusețe suntem pătrunși de sacru. În primul rând, vă felicit pe dumneavoastră că ați ales să fiți prezenți la vernisajul unei expoziții speciale care se adresează numai celor care vibrează pe aceeași lungime de undă cu divinitatea. Pot să vă asigur că această oră este o oră câștigată în viața dumneavoastră. Pentru mine, expoziția reprezintă un moment de recunoștință pentru foarte multe lucruri minunate care mi s-au întâmplat în viață. Recunoștință pentru cei 25 de ani petrecuți alături de soțul meu, recunoștință pentru absolvirea de către fiicele noastre a două universități de prestigiu din România, UMF Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, și Universitatea București, Facultatea de Litere, ambele promoția 2014. Recunoștință pentru profesorii care m-au educat și format pentru ceea ce sunt acum, recunoștință pentru cei care au avut și au încredere în mine, recunoștință pentru socrii mei, Maria și Horia Lung, care nu mai sunt, și care au crescut doi copii minunați, și toată recunoștința mea părinților care ne-au crescut și educat pentru răbdarea, putința și știința pe care ne-au oferit-o cu toată dragostea nouă copiilor, mie și fratelui meu aflat în Statele Unite și nepoatelor noastre, lor, fiicele noastre. Sunt aici și la sfârșitul săptămânii vor sărbători 50 de ani de căsnicie. La mulți ani!